Senat, reacție rapidă a celor de la PNL care au anunțat că vor contesta la Curtea Constituțională. Lucian Isar în direct cu noi prin telefon, Mihnea Predețeanu în studio. Vedem explicațiile lui Liviu Dragnea, inițiator al legii alături de Șerban Nicolae. Iată. Legată inițiativa dumneavoastră privind repatrierea aurului și acest proiect a fost adoptat și la fel de contestat. Nu l-am auzit niciodată pe domnul Mugur Sărescu contestând acest... Păi nu, nu, păi nu, nu l-am auzit pe dumnealui. Sunt consilieri de la BNL care de-a lungul timpului au spus foarte multe prostii, au spus foarte multe minciuni, propovăduiau că în România nu va funcționa programul de guvernare al nostru, s-au înșelat. Când eu o să văd o poziție oficială a BNR-ului exprimată de guvernatorul BNL, atunci vă rog să mă întrebați. Până atunci este un proiect de lege pe care l-am susținut, îl susțin, sunt bucuros că s-a votat și să fie promulgat. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, domnul Suciu, nu dorește să facă niciun fel de precizări după ce proiectul a fost adoptat. Nimic din situația actuală economică a României nu mai justifică păstrarea unei asemenea cantități de aur ca rezervă în străinătate cu costurile aferente deloc de neglijate în condițiile în care această rezervă poate fi păstrată și suplimentată în mod corespunzător în depozitele din țară. Acesta este, domnule Isar, argumentul inițiatorilor introdus în expunerea de motive. De partea cealaltă, înainte de comentariul dumneavoastră și al domnului Predețeanu, doresc să mai fac o precizare. Mugur Isărescu a exprimat un punct de vedere la începutul acestei luni, când a anunțat că va trimite și în scris, după ședința Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, Parlamentului României, opinia Băncii Naționale referitoare la repatrierea aerului. Vom încerca să explicăm cât mai bine ce înseamnă rezervă, pentru că, din păcate, s-au plimbat multe idei pe lângă subiect, ca să fiu delicat, spunea domnul Isărescu. Ideea e că rezerva trebuie să-ți dea un câștig, este mai mult sau mai puțin pe lângă subiect. O pui deoparte pentru momente deosebite, pentru credibilitate. Rezervele reduc costurile de finanțare și aduc mai multe avantaje. Rezerva este rezervă, nu este o investiție, nu o jucăm la păcănele. Am mai spus asta, repetă domnul Isărescu, nu jucăm la păcănele aurul României. Explicațiile dumneavoastră, domnule Isar. De ce trebuie repatriată rezerva de aur? Dincolo de bătălia politică în care văd că au intrat cei de la PSD și la PNL, lumea trebuie să înțeleagă foarte clar cu ce scop a fost trimisă rezerva de aur a României la Londra. Când a plecat în perioada 1999-2002, Isărescu, și de aici vine panica dumnealui pentru această repatriere, a zis că aurul pleacă temporar, aurul pleacă pentru a primi dobândă la aur, ca o paranteză, așa cum primește în continuare Banca Centrală a Poloniei, Banca Centrală a Bulgariei, cum primea Banca Centrală a Ungariei, care a repatriat toată rezerva de aur anul trecut, pentru a fi folosită în timp de criză. Aici iar o paranteză. România nu a putut, pentru un motiv pe care nu-l vom afla decât în momentul în care va veni aurul în țară, nu a putut folosi aurul în timpul crizei din 2009-2012. Folosirea aurului nu însemna vânzarea aurului, ci micșorarea dobânzii la care se putea împrumuta România. În ce fel ar fi fost afectată rezerva, domnule Isar, dacă s-ar făcut asta? Dacă ar fost folosită în timpul crizei 2009-2012, în ce fel ar fi fost afectată rezerva? Rezerva nu, nu este vândută, nu este ciopită. Doar că este pusă ca și colateral și atunci, pe cele 4 deci miliarde de dolari... Deci nu era jucată la păcănele, ca să citesc din domnul Isărescu. Nu, asta este o formă de manipulare a domnului Isărescu, tocmai pentru a evita... Mă rog, este opinia dumneavoastră, dacă acestui. Banca Națională dorește este să răspundă? Normal, dar opinia mea pe care o pun în scris atâta vreme și nu au contestat-o, în care Banca Națională și statul român se putea împrumuta pe cele 4 miliarde de dolari valoare, în loc de 3,5% cât a plătit timp de 4 ani, la 0,5% pe 4 ani. Oricine poate să facă calcul, miliarde înseamnă 120 de milioane de dolari, ori 4, 480 de milioane de dolari pe care România nu l-ar mai fi plătit în plus la împrumutul de la femei. Revenind la rolul aurului, aurul stând la Londra primește acea dobândă la aur. Începând cu anul 2006, domnul Isărescu a semnat o normă internă, nu este o lege, nu este o decizie a Parlamentului, este o normă internă PNR semnată de domnul Isărescu,
prin care România nu mai primește dobândă la aur așa cum primesc celelalte țări. Aici apare problema cu repatrierea și cu auditul fizic la aur. Auditul fizic la aur nu s-a mai efectuat. În 2017, ultima dată când s-a făcut audit la aur României, a fost doar pe hârtie. Ce ar trebui să arate acest audit? Ce ar trebui să arate acest audit, domnule Isar? Faptul că aurul României, fiecare lingou are un număr de serie, faptul că aurul României a fost folosit fără ca România să primească dobândă la aur. Aici este problema. E o acuzație extrem de gravă. Deci dacă dumneavoastră nu vă așteptați ca aurul României să se întoarcă prea devreme în țară. Eu solicit Băncii Naționale să răspundă în legătură cu această chestiune pentru a avea un echilibru de puncte de vedere. E extrem de grav să existe suspiciunea că acel aur ar fi fost cumva utilizat. Dacă din 1999, când a fost trimis, aurul României a fost folosit în tranzacții. Aveți probe că s-ar fi folosit? Sau e suspiciunea noastră? Sunt incluse în rapoartele naționale a Băncii Naționale a României, în rapoartele Băncii Naționale a Poloniei, în rapoartele Băncii Reglementelor Internaționale. În toate aceste rapoarte publice, oficiale, există indicii că aurul României este utilizat. Auditul fizic va arăta dacă lingou XXXX, care a plecat din țară în 1999, s-a întors în țară în momentul repatrierii. Vă rog, domnule Predețeanu, punctul noastră de vedere. Este motivul pentru care România nu trebuie să aștepte cu sufletul la gură repatrierea aurului, pentru că domnul Isărescu va face mulțumesc, absolut domnule, tot ce Isar, poate. Vreau să aud și punctul de vedere al domnului Predețeanu, vă rog. Eu aici sunt de acord cu domnul Isar, nu cred că o să-l vedem prea curând. În al doilea rând, n-am înțeles exact de ce să nu-l vedem, am înțeles însă de ce să nu-l ținem acolo. Am înțeles de ce să nu-l ținem acolo în condițiile în care n-avem nevoie să-l ținem acolo. Eu am mai spus la un moment dat, tot la dumneavoastră în emisiune, când am avut o discuție pe acest subiect și domnul Suciu a intrat în direct și am explicat că nu mi se pare normal să ne ținem toate ouăle în același coș și că aici faptul că există o rezervă considerabilă care se află la Londra ține și de reputația României și de felul în care noi putem să ne împrumutăm și să fim credibili față de instituțiile financiare internaționale. Acum, dacă vine domnul Isar și spune că, de fapt... Că îi se indici în rapoartele celorlalte bănci. Da, aici e o nefiind la care specializat, cred că Banca Națională, eu cred că aici cei de la Banca Națională pot da un răspuns. Pe de cealaltă parte, însă, să ține minte faptul că cei din Parlament nu au așteptat punctul de vedere al celor de la BNR. Nu știm dacă a sosit sau nu. Pe 2 aprilie, domnul Isărescu spunea că va trimite Parlamentului României acest punct de vedere.